nu o să intru în toată nebunia cu teoriile conspirației. Și când ajungi în situația asta, mi se pare grav. Bună dimineața! Mai e dimineață? Nu mai e dimineață de mult? Da. Ce faceți? Eu și sucul meu roșu, de la care m-am înroșit toată, după cum vedeți, sau o să vedeți că m-am înroșit toată, suntem prezenți aici și deschidem un nou daily vlog, dar aș vrea înainte de toate să îmi dau cu puțin SPF, puțin mai mult eventual, pentru că nu mi-am aplicat SPF-ul imediat după ce m-am spălat. Și asta fiindcă mi-am dat cu serul ăla sau crema aia, gelul ăla de la Transparent Lab și am vrut să fac iarăși un experiment și să văd dacă îl las să intre mai mult timp în piele, dacă nu cumva nu se mai ia, pentru că m-am spus că marea lui problemă, imediat vi-l arăt că l-am aici cu mine, l-am luat special, marea lui problemă este că se... nu mai am cremă, trebuie să cumpăr cremă neapărat, cremă cu SPF. Marea lui problemă este că se... scămoșează așa și se ia, nu intră efectiv în piele și m-am gândit să văd dacă nu cumva când las mai mult timp înainte de a aplica alt produs, adică fac o pauză mai mare între produse, dacă nu cumva intră în piele și nu se mai scămoșează. Ăsta este serul de care v-am spus și v-am zis că este ser, gel, mă rog, cum vreți voi să-i ziceți, este de la Transparent Lab, vi-l las în descriere. Este foarte, foarte bun pentru că are acid tranexamic, așa, 5%, 5% azelaic, 5% niacinamide, 1% acid cojic și 0,2% lumii nu știu ce. Ideea este că acidul tranexamic este noua revelație în materie de înlocuitor pentru vitamina C. Asta o spun pentru cine nu știe. Adică, dacă sunt printre voi, fete, băieți, care nu suportă vitamina C, au sensibilitate mare, aveți cuperoză, aveți probleme mari cu vitamina C și nu o suportați, acidul tranexamic este cel mai bun înlocuitor și face același lucru, ba mai mult. Nu se dezintegrează la lumina soarelui, cum se dezintegrează vitamina C. Pentru că știm că dacă punem vitamina C dimineața, trebuie să punem SPF, da? Pentru că altfel aplicăm degeaba vitamina C. Bun. Și acidul tranexamic nu se dezintegrează, nu este la fel de fotosensibil precum vitamina C, plus că combinat cu acidul cojic și cu niacinamidele ajută la estomparea petelor și la restructurarea feței, la a face tenul mai frumos, așa. Problema mea cu el este că dimineața nu pot să-l aplic sub machiaj sau nu pot să-l aplic pentru că să mă umplu de scame și seara, dacă îmi pun tretinoină sau altceva, nu mai pot să-l pun pentru că la fel, dacă vreau să-mi fac un masaj facial sau ceva, se scămoșează, mi se scămoșează și mi se duce. Deci ăsta trebuie aplicat și lăsat așa. Și de-aia acum încerc, l-am aplicat peste serul cu vitamina C, pentru că poate fi combinat. Dacă suportați vitamina C, puteți să combinați vitamina C cu ăsta și efectele vor fi și mai bune. Dar dacă nu suportați vitamina C, puteți să rămâneți doar cu ăsta, cu acidul tranexamic, cu serul ăsta cu acid tranexamic. Și asta vreau să văd, dacă lăsându-l să intre mai mult timp în piele și aplicând după aceea SPF-ul peste, se comportă mai bine, este mai cu minte, aparent nu, după cum văd aici pe tâmple sau, mă rog, aici un rezidu rămas de cremă, vedem. Așa, ca să vedem cum îl integrez, pentru că v-am zis, nu pot prea găsesc eu soluția perfectă pentru a-l integra în rutină, în momentul de față. Apropo de asta, când v-am arătat în clipul cu, nu știu, cu două vloguri sau când v-am arătat cum îmi aplic tretinoina, cineva mi-a zis pe Instagram, păi da, vezi că nu se combină tretinoina cu vitamina C. Auci.
Da, vitamina C și tretinoina sunt iritanți, într-adevăr. Dacă ai sensibilitate la vitamina C, clar nu o combini cu tretinoină. Da? În cazul meu, n-am sensibilitate la vitamina C, n-am nicio problemă, nu mă irit deloc, 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 de la orice concentrație de vitamina C, nu m-am iritat niciodată și nu mă irit. Da? Deci, din contră, pielii mele îi place vitamina C. De la tretinoină te iriți, că este puternică și e bine oricum să o introduci gradual în rutina de skincare. Și de-aia le combin, pentru că, la fel, vitamina C potențează efectele tretinoinei, o ajută în momentul. Dar, dacă voi aveți, vă știți cu sensibilitate de la vitamina C, nu le combinați, sau dacă nu știți, efectiv nu știți că băi, s-ar putea ca vitamina C sau combinația asta să-mi sensibilizeze și mai tare pielea, mai bine nu vă complicați, da? Deci nu trebuie neapărat să faceți ce fac eu, nu faceți ca mine, faceți lucrurile calculat, adică gândite, așa. Și asta pentru că fiecare suntem diferite și avem pielea diferită și rezistența diferită și... un produs care reacționează bine pe mine, pe voi, s-ar putea să nu reacționeze la fel de bine și de aia nu, mai ales în ce privește ingredientele astea active, nu vă jucați. Și acum, da, m-ați văzut că mi-am dat cu SPF și pe mâini, pentru că ați văzut cât în, tot în clipul ăla cu tretinoina, că mi-am aplicat tretinoina și pe partea exterioară a palmelor, vreau să spunem așa. Și e important să purtați SPF și astăzi este o zi norată. Eu credeam că o să fie frumos, eram foarte happy, mai ales că am niște vrăbi aici în liac, în fața mea. Care sunt foarte vesele. Îmi pare rău dacă am chestii printre dinți de la smoothie. Mă gândeam că sunt așa vesele și mamă, stai să vezi ce vreme frumoasă o să fie. Dar nu e, cum am uitat pe jos, cimentul este ud, ceea ce înseamnă că a picurat. Dar aveam planuri. Aveam planuri cu ghivecelele pe care le-am lăsat restante de vlogul trecut, pentru că n-am apucat să mă ocup de ele, fiindcă a bătut vântul foarte, foarte, foarte tare în ultimele zile. A fost așa rău, rău. Deci am avut o zi cu soare și după aia nu mai vânt. Dar acum încerc să ies pe afară să vedem cât este de frig. Când am ieșit să dau cățeilor să mănânce, nu era așa de tragică situația și era bine. O să văd cum se comportă asta pe față. A, nu, se scămoșează. Don't like it. Nu-mi place asta că se scămoșează, dar pentru o zi în care nu am chestii prea multe de făcut, o să fac sprâncenele. Și o să-mi acopăr puțin de tot coșurile astea care mi-au ieșit, pentru că cineva a mâncat brânză iarăși. Deși știu că nu trebuie și știu că ăsta e primul lucru care mi se întâmplă când mănânc brânză. Nu sunt mare amatoare de asta, cum îi zice, de lactate. Eu niciodată n-am fost. Laptele crud sau laptele în sine nu-mi place de nicio culoare și niciodată nu mi-a plăcut. Dar... îmi place untul, spre exemplu, foarte mult. Untul îmi place mult de tot. Îmi place să mănânc pe cartofi copți, pe... asta cum îi spune? Pe cartofi copți, pe pâine, pe... îmi place... nu-mi place să gătesc unt, spre exemplu, îmi place să folosesc pentru a sota legume sau asta. Nu-mi place gustul ăla, dar așa el, untul în sine, pe pâine, îmi place de nu mai pot. Și îmi place parmezanul. Deci, pentru astea două omor. Astea sunt slăbiciunile mele în materie de lactate. Și când scap, au, mi se întâmplă asta. Da, vreau să vă mai amintesc de un produs pe care l-am folosit în dimineața asta, cât mi-am făcut eu treaba pe aici. Și anume, acest îi zice loțiune cu petroleum, este de la Gerovital și practic este ulei de ricin îmbogățit cu vitamina A și E. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că mie îmi place foarte tare uleiul de ricin și l-am folosit mult timp pentru
păr și pentru a ajuta părul să crească și este unul din puținele uleiuri care chiar au efect asupra părului și e bine să-l aplici la rădăcina firului de păr, îl lași așa o oră, două, cât ai tu timp, îl lași să se să acționeze și după aceea te speli. Ideea este că să aveți grijă că este iritant, uleiul de ricin irită scalpul și e bine să nu-l lăsați prea mult, pentru că eu îl lăsam și peste noapte și mă trezeam cu scalpul iritat, dar este bun ăsta de la Gerovital și nu e nici scump, este, nu știu, are un miros așa puțin de gaz, nu știu ce au mai pus în ei, în el așa, dar este foarte bun și încerc să-l folosesc ocazional, nu tot timpul. Știu că acum este isterie generală pe TikTok cu uleiul de rozmarin, cred că o să-mi fac și eu și o să încerc sau o să-mi cumpăr, nu știu, să vedem dacă găsesc pe undeva ceva care să nu fie super chimic. Mi-aș dori ceva care să fie cât mai natural, dacă se poate. Și o să-mi fac și eu, să vedem și cum e cu uleiul de rozmarin. Dar, da, nu uitați și de uleiul de ricin, că este foarte, foarte bun pentru regenerarea firului de păr și pentru hidratarea lui și pentru hrănire. Așa, și apropo de asta cu mâncarea și cu smoothie-ul meu, să știți că în smoothie-ul ăsta am început să-mi fac smoothie-ul din ce în ce mai bun. Și vi l-am arătat și știu că sunt persoane care nu suportă sfecla roșie sau sucul de sfeclă roșie și înțeleg. Sunt persoane cărora le place și sunt persoane care mi-au scris că ar vrea și ei să încerce, dar e cam ciudat gustul de sfeclă. Știți ce am făcut ca să nu mai aibă gust absolut deloc? Deci v-am zis că la o sfeclă roșie normală, pun un măr cam de aceeași dimensiune plus morcov, da? Ca să avem raportul ăla de legume și fructe, să fie mai mare raportul de legume. Încă dacă s-ar putea să mai adaug o legumă, ar fi perfect, ca să fie un sfert fruct și trei sferturi legume. Cam asta e proporția într-un smoothie, cam asta ar trebui să fie, nu trei sferturi fructe, cum vedeți voi, pentru că dacă faceți smoothie-uri din fructe, sau numai din fructe și mai aruncați o mână de salată care basically e apă, că salata în sine n-are prea multe valori nutritive, dacă faceți asta, nu faceți decât să vă dați glucoza peste cap, să vă accelerați glicemia, pentru că practic mâncați zahăr, da? Fructul în sine conține mai mult zahăr. Și ce am făcut ca să nu mai aibă smoothie-ul meu aproape deloc sau chiar deloc gust? Deci nu numai că am pus mărul ăla care îi ia gustul de sfeclă, dar am pus și lămâie. Și lămâia este magică întotdeauna. Și pe lângă faptul că este bună lămâia în sine, este și magică pentru că nu mai are gust absolut deloc. Și este așa acrișor și foarte, foarte bun. Și cu smoothie-ul ăsta îmi termin o perioadă de fasting de vreo 16 ore. Ceea ce este wow, că n-am reușit să stau 16 ore până acum, dar nu mi se pare greu și cred că o să mai încerc. Pentru că, iarăși, abandonasem ideea asta cu fasting-ul. Și asta pentru că, în general, oamenii, nu știu, trăim într-o societate nebună. Vorbesc la general și nu mă refer la România. Vorbesc așa la general. Băi, deci nu se poate să existe ceva, să vină cineva să spună că este un lucru bun, să vină altcineva care să spună că... Imediat vine cineva și spune nu e adevărat, lucrul ăla nu e bun. Și este enervant și se întâmplă, văd asta nu mai pe partea de beauty, pentru că de-a lungul timpului m-am obișnuit să văd pe partea de beauty, că dacă zicea cineva că acidul tranexamic este bun, vine cineva care spune, bă, nu, este toxic, e cancerigen, nu, e moartea. Dacă cineva vine să zică, nu știu, blush-ul este minunat pentru a te face să arăți mai... vie, practic, vine cineva repede și spune nu e adevărat, o să mor de la blush. Mai nou, teoriile moderne spun că nu e bine să folosești SPF pentru că SPF-ul e cancerigen. Deși nu există studii clare care să arate că, băi, SPF-ul este cancerigen, dar sunt foarte, foarte multe studii care arată că dacă nu porți SPF, sigur faci cancer. Acum, n-a mai devenit o probabilitate de cancer, ci a devenit cumva aproape sigur. Exagerez și eu, bineînțeles, puțin ca să înțelegeți ideea, dar cam asta e treaba, știți? Adică era o glumă chiar așa pe TikTok cu întreba cineva
unde sunt toți bărbații masculini și heterosexuali? Și i-a răspuns la cineva, îi răspundea și i-a zis că au murit sau mor, sunt pe cale să moară toți bărbații heterosexuali masculini, sunt masculini, așa, sunt pe cale să moară. De ce? Pentru că ei nu folosesc SPF pentru că sunt gay, nu folosesc căști de protecție pentru că asta îi face să fie gay, nu se duc la doctor la timp să-și facă un control și pentru că asta ar însemna să fie gay și tot așa, din cauza asta mor, de fapt. Asta așa ca idee. Dar revenind la ce vreau să zic, deci nu există să apară un lucru și chiar aș vrea să dezbatem treaba asta în comentarii și să-mi spuneți părerea voastră și cum vi se pare treaba asta și cum vi se pare lumea asta în care ne învârtim, pentru că am senzația că nu mai există un lucru de care să se spună că îți face bine și că e bun, să nu vină cineva să spună, ba, nu e adevărat, nu e bun. Trebuie să ne folosim logica, este drept. După aia, nu știu dacă știți discuția cu ovăzul. S-a urlat ani de zile despre ovăz, că este bun și că face bine și că mamă ce bun e și că mamă ce bine este să mănânci ovăz, pentru că este foarte bun, este, are o cantitate mare de fibre și te ajută la digestie și ajută la eliberarea treptată a zahărului în sânge și, mă rog, îți echilibrează glicemia și așa mai departe. Și repede au venit alții și de data asta în ceea ce privește ovăzul nici măcar n-au mai fost oameni pe care eu îi ignor, cum ar fi influencer sau, nu știu, antrenori de fitness sau chestii de genul ăsta, știți, persoane de genul ăsta. În general, eu pe ăștia îi ignor, nu neapărat pentru că nu ar ști ce spun. Stați așa că s-a... Și că este soarele. Și nu neapărat pentru că e narcisiști ce spun, ci prefer să-mi iau informațiile de la oameni care sunt pregătiți pe domeniul ăla sau așa. Și am auzit recent vreo 3 medici cardiologi, 3 cardiologi care spuneau că nu e bun ovăzul și că e pentru cai și că nu face bine. Și nu mai știi, efectiv, când vezi că oamenii care teoretic ar trebui să fie specialiști se bat în opinii, atunci mi se pare deja... ciudat, știți, și mi se pare rău. Dar asta vreau să zic, că mi se pare aiure, mi se pare, nu știu, că a luat o razna rău de tot lumea în care trăim, pentru că efectiv nu mai poți să spui că ceva face bine, că vine cineva și te contrazice. Nu mai, deja, iarăși, nu mai e bine să faci sport în fiecare zi. De bine ce ni se băgase în cap și s-au chinuit ani de zile să ne toace și să ne spună că nu, că trebuie să facem sport în fiecare zi, măcar 30 de minute și să fim activi. Acum încep iară să apară teorii care spun că nu e adevărat. Nu e bine să faci cardio foarte mult timp și nu e bine să faci foarte mult sport și... Acum nu o să intru în toată nebunia cu teoriile conspirației, că n-are sens, adică ne pierdem timpul și o luăm pe arătură grav de tot dacă intru în faza asta cu teoriile conspirației și în general nu sunt genul care să aplece urechea la teoriile conspirației, deși uneori îmi dau seama că, de exemplu, la asta cu SPF-ul, cumva mi se pare că e acolo ceva, știți, care aducea teoria conspirației. Adică mi se pare că, da, sunt oameni interesați să nu folosească populația SPF pentru a se îmbolnăvi de cancer, pentru a îmbogăți industria farma, care și așa a luat-o razna rău de tot, și pentru a ajunge la medici, nu? Și pentru asta a creat cât mai mulți medici și așa mai departe. Știți? Adică, v-am zis, hai să nu intrăm în zona asta de teoria conspirației, că de acolo sunt și multe chestii care par logice, dar încerc pe cât posibil, în ce mă privește, să mă bazez pe logică. Și cred că asta e cea mai sănătos lucru. Adică, stăteam și mă gândeam zilele trecute, apropo de asta, cu mâncatul sănătos și de... că în esență, trebuie să-ți asculți corpul și trebuie să te folosești de logică. Pentru că bunicii noștri, nu știu dacă cei mai tineri au avut șansa, dar bunicii mei, de exemplu, și părinții noștri și străbunicii noștri,
nu aveau acces la toate lucrurile astea extraordinare, nu aveau acces la atâta, la atâtea cunoștințe și se ghideau după instinct, se ghideau după intuiție, se ghideau după ce le dicta natura. Că asta vorbeam și cu Pebbles, pe vremea când eu eram copil și cele care sunteți de vârsta mea cred că puteți confirma, când noi eram copii. Este minunat, mi s-a închis camera și înseamnă că am vorbit 20 de minute. Am fost și mi-am mai pus o tură de smoothie, că de obicei se fac două pahare din astea mari și trebuie să le termin pe amândouă eu, că altfel înseamnă risipă. Dar revenind la ce ziceam, și cred că aici ajunsesem cu ideea mea, pentru că mă tot gândesc la treaba asta de câteva zile și de aia vreau să o împărtășesc cu voi și să-mi spuneți și voi părerea voastră, chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, adică let me know, știți, adică cu cât discutăm mai mult o temă, cu atât vin mai multe idei, poate chiar diferite, și ne lărgim orizonturile, da? Și ziceam de treaba asta, că pe vremea când eram eu copil, aveam un copil obez. Stau și mă gândesc la grădiniță, am avut un băiat care era un pic mai dolofan. În clasa 1, din clasa 1 până în clasa 4, de fapt, dintre a 1-a până între a 8-a a fost o singură fată care ea era mai așa, era și mai înaltă, dar era cumva din familie, toți erau la ea în familie înalți, foarte înalți și ea era mai dolofană așa. În liceu n-am avut niciun coleg obez, niciunul din 15-17 cât am fost în clasă, n-am avut niciunul obez. Și în facultate, mă rog, s-au schimbat lucrurile, dar nici în facultate, când eram în facultate, nu a fost extrem de amplă situația în sensul ăsta, știți? Nu, și mă gândesc că nu este numai vina sedentarismului și a mâncării grase. Cu siguranță și ăștia sunt niște factori, nu zic nu, dar nu cred că este numai vina lor. Adică, cred că situația în sine este mai amplă și e mai complexă de atâta, pentru că nu cred eu că numai asta contribuie la a avea copii obezi, da? Dar bănuiesc că și calitatea mâncării pe care o mâncăm contează foarte mult. Că mă uit, toată lumea aleargă după mâncare procesată, toată lumea aleargă după chestii cât mai ușor de făcut. Toată lumea vrea să scurtătoră, știți, să găsească cea mai simplă variantă. Înțeleg că viața a ajuns într-un punct în care este atât de cumplit încât nu-ți mai vine să petreci jumătate de oră gătind, dar totuși jumătate de oră nu înseamnă mult. Da? Adică poți să-ți faci tu niște paste în loc să te duci să le cumpere de nu știu unde. În România încă avem șansa că mai sunt locuri din care poți să-ți cumperi mâncare gătită, dar iarăși nu ai control asupra lucrurilor care se pun în mâncarea gătită. Eu v-am zis de multe ori, feriți-vă de exemplu de combinațiile alea de condimente, cum vă pe multă lume, condimente pentru friptură, condimente pentru sarmale, condimente, băi, de ce? Nu, alea sunt toxice, sunt nenorocirea de pe lume, pentru că nu știi ce pun în ele și pun foarte mulți conservanți. Nu-mi fac, de exemplu, eu niciodată n-am cumpărat maioneză. Este atât de simplu să faci o lingură de maioneză când ai nevoie, încât nu văd de ce ai cumpăra maioneză când poți să mănânci maioneză proaspătă. Știți, adică mă gândesc că până la a vorbi despre mâncare bio și nu știu ce și hai să trecem în subiectul celălalt, trebuie să avem grijă la lucrurile pe care le consumăm. Să încercăm să tăiem din chestiile procesate. Eu de vreo 3 săptămâni, iarăși m-am oprit din a bea sucuri, pentru că odată cu sărbătorile am bubuit iară cu sucurile acidulate și de vreo 3 săptămâni și ceva nu am mai băut în fiecare zi. Asta nu înseamnă că n-am mai băut. Și primul lucru pe care l-am observat a fost inflamația feței, că nu mai am fața atât de inflamată, că mă uitam la mine în clipuri, poate nu vi se pare că nu e nimic extraordinar, dar câteodată eram așa de inflamată de ziceai că m-am îngrășat 10 kg, știți, în condițiile în care greutatea mea nu fluctuează. Și stăteam și mă gândeam, apropo de toată chestia asta, cu unii zic într-un fel, unii zic altfel, unii zic într-un fel.
Totul trebuie redus la logică, la ceea ce ți se pare ție logic, trebuie redus la bază, la ceea ce făceau bunicii noștri, de exemplu. Dacă sunteți prea tineri și nu știți ce făceau bunicii noștri, întrebați, căutați, faceți research, că nu-i greu. Pentru că eu stau și mă gândesc că, da, ok, pe vremea bunicii mele existau oameni obezi, că nu mai munceau la fel de mult, nu mai aveau și deveneau și sedentari. Dar foarte mulți dintre ei aveau o dietă relativ simplă, cu ingrediente simple, carne era luată, tocată de ei, simt făcută, nu știu, cu condimente simple, nu era făcută în nu știu ce feluri, nu era gata preparată, gata marinată. Chiar discutam cu cineva că m-a întrebat, dar tu nu vrei că era niște carne marinată la magazin și nu vrei niște nea, că uite ce bine arată. Nu, pentru că nu știu ce a pus în ea, nu știu ce condimente și pot să-mi pun și eu, adică am și eu condimentele acasă și pot să mi le pun eu în ce cantități vreau eu. Știți? Își făceau mâncare simplă. De ce nu murea nimeni? Stau și mă întreb, în Ardeal, de exemplu, unde se mănâncă foarte multă slănină, sau pe vremuri se mânca multă slănină. De ce în Ardeal, bă, nu erau atât de, nu știu, bolnavi oamenii din cauza slăninei? Mâncau slănină în fiecare zi aproape. Dar evident, compensau, că munceau la câmp și e clima mai rece acolo și automat compensează, da? Și când venea primăvara, nu mai mâncau slănină, că treceau la lucruri de primăvară, da? Astea sunt detalii, dar vreau să spun că trebuie să te uiți la ce făceau cei dinaintea ta, nu știu, bunicii, de exemplu. Venim dintr-o țară în care s-a gătit foarte mult acasă și brusc, din anii 2000 încoace, a devenit o modă să mâncăm afară. Ok, pe de-o parte sunt oamenii care nu au timp și n-ai ce să le reproșezi că nu au timp, asta este, deși cred că găsim cu toții timp, dar aia e alt subiect. Pe de altă parte sunt cei care nu mănâncă acasă pentru că este o modă să te duci să mănânci în oraș, să te mănânci la restaurant, să-ți facă altul mâncarea și nu știu ce. Și partea proastă cu tot trendul ăsta este că oamenii nu mai știu ce înseamnă mâncare bună. De foarte multe ori am luat lucruri din comerț sau am fost să mănânc în anumite locuri hiper recomandate și mega lăudate și mâncarea mi s-a părut o mizerie. Pentru că oamenii nu mai știu care este gustul real al mâncării. Se bagă în mâncare și la restaurante, chiar și la restaurantele mari, de la noi din România cu siguranță, se bagă atâtea chimicale sau atâtea potențiatori de aromă sau atâtea chestii în mâncare încât nu mai simți gustul mâncării. Am auzit de multe ori chestia, păi merele nu-s dulci, nu mănânc mere că nu sunt dulci. Ba da, merele sunt dulci, dar ele atât trebuie să fie de dulci cât sunt. Nu ți se mai par dulci pentru că tu mănânci foarte mult zahăr procesat, care este extrem de dulce în comparație cu măr, și de aia mărul nu ți se mai pare dulce. Asta, exemplul ăsta de pe pielea mea, constatat de pe pielea mea, cum am tăiat cantitatea de zahăr procesat pe care o mănânc și nu am tăiat-o de tot, adică nu mă feresc de zahăr procesat, dar pur și simplu nu mai beau sucuri și încerc să mănânc mai puțină ciocolată. Și cum am redus astea, cum instantaneu lucrurile au început să aibă, să aibă gust, să aibă aromă, da? Și iarăși, mergem și mâncăm mâncare fadă din diverse locuri și uităm care este gustul real al mâncării gătite. Pentru că ne e lene să gătim, pentru că nu avem timp, pentru că găsim scuze și pentru că nu se poate. În momentul în care gătești tu, știi ce gust trebuie să aibă o friptură, știi ce gust trebuie să aibă o ciorbă, știi ce gust trebuie să aibă, nu știu, o tocăniță și așa mai departe. Și când te duci să le cumperi, îți dai seama dacă sunt sau nu făcute cum trebuie sau dacă au chestii puse. Nu știu dacă ați remarcat, dar eu de-aia mi-e greu să mă duc să mănânc în oraș de multe ori, pentru că în 90% din situații unde mă duc să mănânc, mâncarea e foarte sărată. Maschează lipsa gustului cu foarte multă sare. Eu ne mâncăm foarte sărat.
Și, de exemplu, dacă îmi luați fasole, fasolea nu trebuie sărată foarte mult. Ei, dacă luați o ciorbă de fasole sau o iahnie sau ceva, deci bagă la sare în ea de te crapă, adică mori, efectiv, îți pleznesc măselele de câtă sare bagă în ea, pentru că în sine fasolea n-are gust, știți? Și dacă pui niște legume amețite, na. Și dacă pui niște potențiatori de arome, niște prafuri, niște de-astea, alea au sare, pentru că sarea este conservant și implicit potențiator de aromă. Și asta zic, cred că e important să ne uităm cum mâncau bunicii noștri și că le era mai bine și nu erau. Deci, pe vremea bunicilor mei, nu se murea de cancer în halul în care se moară în ziua de astăzi. Chiar zicea cineva la un moment dat, auzisem un medic, ceea ce mi se pare absolut înfiorător, că la momentul actual nu se mai pune problema dacă vei avea cancer, ci când vei avea cancer. Și e crunt. Și asta clar are legătură cu alimentația. Unde vreau să ajung cu toată treaba asta este că încerc pe cât posibil, încerc să mai curăț lucrurile prin viața mea și nu numai în ceea ce privește alimentația. Vedeți că m-am apucat de asta cu smoothie-urile pentru că nu am vitamine în organism. Nu prea am vitamine, știți? Și eu fiind o anemică înnăscută, trebuie să mai rezolv problema asta. Și iarăși, rădăcinoasele sunt o sursă foarte bună de fibre și de vitamine. Apoi apoi încerc să fac cumva să-mi curăț lucrurile prin jurul meu, să nu mai folosim foarte multe chimicale. Asta e, la concluzia asta am ajuns. De la mâncare, la sucuri, la apă, ne trebuie chimicale să ne filtrăm apa. De la detergenți, machiaj și toate cele. Sunt foarte, foarte multe chimicale și încerc, nu o să ajung, stați că nu o să ajung nici vegană, nu o să ajung nici aia de nu mănâncă numai bio și de, este super clean, așa. Nu, nu o să fiu în extrema aia, că și aia mi se pare o extremă. Dar o să încerc pe cât posibil, de acum înainte, să fiu un pic mai atentă la lucrurile pe care le consum și eventual pe unde se poate, în anumite zone, pe unde se poate să caut soluții alternative care sunt mai puțin chimice, sunt mai puțin toxice. Aseară, spre exemplu, căutam detergenți naturali. Da, care să nu mai fie. Pentru că, de exemplu, un alt lucru pe care l-am auzit este cât de nociv este balsamul de rufe pe care îl folosim. Unul lasă foarte mult, că asta este la baza balsamului de rufe, are mult silicon care se pune pe haine și, evident, ăsta poate duce la tot felul de exeme, boli de piele și așa mai departe și îți poate spori dacă ai, nu știu, vreo predispoziție la astea sau așa. Eu n-am observat, de exemplu, în cazul pitiliazisului meu, n-am observat că pitiliazisul este o boală autoimună, dar n-am observat să fie influențat, dar n-aș vrea să provoc, știți, n-aș vrea să zgândă. Și iarăși o chestie pe care o văd și cu mulți am problema asta. În loc să găsesc o soluție, un remediu natural, fug repede către medicamente. Exemplu, pe bălțul meu și noier, pentru chestia asta noier, deci o toc pe treaba asta cât se poate de mult, pentru că îmi place să o săcâi. Tot ține discursul cu omega-3, cât e de bun, că nu știu ce, la. Și își face omletă, dar aruncă o parte din gălbenușuri. După aia care vine și ea suplimente de omega-3. Că, da, aruncă gălbenușurile că au prea multe grăsimi. Dar oare n-ar fi mai simplu să tai tu grăsimile din altă parte și să îți iei omega-3 din ouă și să nu mai, da, arunci ouăle, să nu mai faci risipă? Mă gândesc, nu știu, zic și eu. Și cu asta, cu fasting-ul, atâtea am auzit, a început iar valul ăsta, că a mai fost valul ăsta, adică lucrurile astea să știți că nu sunt noi. Deja am ajuns în punctul în care eu
am senzația că încep să se repete lucrurile în viață, știți? Pentru că am văzut deja foarte multe dintre trendurile astea, le-am trăit și acum iarăși reînvie multe dintre ele, știți? Și pe partea de modă și machiaj și așa mai departe. Sunt multe chestii care reînvie și multe trucuri. Văd și produse care erau populare prin anii 90 și le vedeam la televizor, la teleshopping și acum sunt iară promovate ca fiind ceva inovator și extraordinar și wow, senzațional. Nu, au fost și în anii 90, știți? Așa, și... Pe baza asta cu festing-ul, repet, nu e ceva inovator, nu e nimic nou în toată treaba asta. Sunt, într-adevăr, și studii mai recente făcute care se pare că întăresc treaba asta cu festing-ul, dar au și apărut, mai ales în România, deci cu precădere în România am auzit nutriționiști și specialiști care spuneau că este o mizerie, că este nenorocire, că îți distruge organismul, că cum să nu mănânci 16 ore, că ia, te distrugi, că nu știu ce. Măi, eu știu așa, că în momentul în care mănânci ceva, nu știu, mănânci, da? Mănânci, ai o masă, două, trei, în fine. După ce ai mâncat, se produce digestia natural, da? După care trebuie să lași tubul digestiv și tot sistemul digestiv să se curețe. E exact același principiu ca la espresoarele moderne. Îți faci o cafea, două, după care se curăță. Intră în ciclu de autocurățare. Dacă sunteți fan de longhi, știți despre ce vorbesc, că dacă aveți nevoie de 10 cafele, așa. Și mă gândesc că în mintea mea, logic, are sens treaba asta cu festing-ul. De-aia spun că, nu știu, e o zăpăceală totală ceea ce fac oamenii. Dar, spre exemplu, dacă urmez partea asta cu intermittent festing-ul pentru o perioadă și la un moment dat văd că nu mai îmi este bine, mă voi opri. Asta înțeleg eu prin a te ghida după instinct. V-am mai zis că într-una vorbesc despre treaba asta cu, băi, urmărește-ți corpul, urmărește-ți pielea, urmărește-ți organismul și așa mai departe și am avut, credeți-mă că am avut întrebări primite de la fete, femei, nu știu exact ce erau, care spuneau, cum adică să mă urmăresc corpul? Și e grav. Și când ajungi în situația asta, mi se pare grav. Pentru că dacă trebuie să punem discuția ce înseamnă a-ți asculta corpul, înseamnă că a rămas rău de tot în urmă. Înseamnă că e rău. Rău, rău, nu că rău. E rău. Da? Dacă am ajuns în punctul în care noi nu știm ce înseamnă să-ți asculți corpul, să-ți asculți pielea, să-ți asculți mintea, îi bai mare. Și poate e o discuție pentru altă dată, că deja am întins foarte mult pe subiectul ăsta. Nu am vrut neapărat să mă întind 40 de minute sau cât avem. Acum, după ce îmi termin smoothie-ul ăsta, o să-mi fac și o omletă, că tot vorbeam de ou. O să-mi fac și o omlețică și o să fie un fel de brunch. Și pentru mai târziu, apropo de mâncare, că tot am deschis subiectul mâncării, pentru mai târziu aș vrea să fac, pentru cină, să spunem, aș vrea să fac niște ciocanele din alea. Am găsit niște ciocanele mai mari și mai zemoase, așa. Le-am pus la marinat, că trebuia să le fac ieri și le-am pus la marinat și au stat un pic mai mult la marinat, dar nu mă deranjează treaba asta. Și le-am pus să se marineze și să le fac la cuptor, așa, în pungă. Și pe lângă ele să fac cartofi. Cred că un piure. Iarăși, o chestie care este absolutamente interzisă. Combinat de carbohidrați cu grăsime, cu carne sau cu proteină. Nu, să nu faceți așa ceva! Deci eu de când mă știu am mâncat cartofi cu carne. Din totdeauna. N-am avut nimic. De asta știți de ce? Pentru că combin cu fibre. Adică vin cu salate după aia sau înainte sau după, depinde cum am chef. Vin cu legume, cu fructe, cu toate cele, știți? Adică undeva se echilibrează balanța. Într-adevăr, când mănânci numai cartofi cu carne, îi bai. De-aia zic,
trebuie să-ți folosești un pic și intuiția și creierul și să te orientezi un pic în spațiu și să-ți dai un pic mai multă atenție, că iarăși ajungem la acel subiect care și pe mine mă enervează foarte tare, numit comoditate. Am devenit înfiorător de comozi. Nu numai că nu ne mai îmbrăcăm, nu ne mai dăm silința să ne îmbrăcăm, să ne spălăm, să ne aranjăm. Ne mai dăm silința să mâncăm. Cine-i negru și isteric? Cine-i negru și isteric? Cine-i negru și isteric? Diminuzi! Ce faci, diminuzi? O fomică la băiat? Iară? Acu oră ai mâncat. Oare numai mie smoothie-urile îmi provoacă foame? Căci că n-ar trebui. Ci că ar trebui să te facă să te simți full. Mi-am făcut omletă și am pus-o în niște lipidi din astea integrale, pentru că îmi plac foarte tare și pentru că nu mai am pâine și pentru că sunt bune. Well, hello! Am ieșit până la urmă afară, mi-am mai făcut o cafea și am ieșit afară să văd cum se prezintă situația. E destul de rece. E mai rece decât mă așteptam eu, dar am venit să văd cum se prezintă situația pe aici, să văd ce s-a întâmplat cu straturile astea în care am mărunțit pământul puțin. A plouat un pic, nu mult, mai mult l-am dat eu și văd că se face iarăși scoarță, dar nu-i problemă că rezolvăm situația. Mă gândeam, dacă tot am ieșit afară și dacă tot mă încălzesc cu cafeaua asta, vedeți că mi-a luat artilerie grea pe mine, că de data asta n-am mai ieșit în plover, drept dovadă că nu se poate, nu se poate sta în plover. Mă gândeam să iau ghivecele alea pe care le mai am și să văd ce fac cu ele, măcar să împrospătesc puțin pământul, să amestec cu mraniță, adică cu pământ din ăla fertilizat sau cu compost, dacă vreți, aia înseamnă mraniță. Mraniță în cazul meu din vegetale, că nu am, și să amestec cu asta, este aici în roabă. Și să încerc pe cât posibil să pun ghivecele măcar la punct ca să semăn zilele viitoare, să semăn ce vreau să fac, răsaduri și chestii. Și proiectul meu este în același stadiu în care l-am arătat în ultimul vlog, pentru că aștept și eu niște zile mai călduroase ca să dau cu lac astea, pentru că vor fi udate și nu v-am zis în vlogul trecut pentru ce vor servi aceste scânduri. Vor fi niște rame care vor crea un fel de chestie, structură pe mai multe etaje în care voi muta căpșunii. Da, am văzut o chestie pe Pinterest, după aia am văzut-o și pe TikTok și mă zic că tot am scândurile astea, hai să le pun la treabă și să le folosesc la ceva util, și anume să fac chestia asta, dar astea trebuie tăiate aici deja pentru stratul următor, ca să zic așa. Și o să, nu știu, să vedem câte etaje pot să mă urc ca să am mai mulți căpșuni, că sunt căpșuni curgători ăștia, dacă vă amintiți de anul trecut. Sunt căpșuni din aia de se lasă, sunt curgători și se lasă așa pe lateral și sunt numai buni pentru genul ăsta de construcție. Pare rău pentru zgomot, dar da, ce să faceți? Avem companie. Așa, și să vedem ce reușesc să fac. Apropo de Mindy Technicus, dar nu astăzi. E prea rece ca să mă ocup de ele azi. Așa, dacă iese și soarele un pic. Nu că ar conta prea tare, dar am adunat aici câteva ghivece și avem așa, prima dată astea două pe care, în care am cimnirul ăsta, avem eu idee că o să fac un boschetel frumos, nu știu ce din el, dar n-a ieșit și cred că trebuie să le iau și să le mut în pământ și s-ar putea să trebuiască să le pun în același loc, mai am unul, toate trei să le pun în același loc ca să creez o chestie, o construcție, să se întâmple ceva cu ele până un alta, că nu-mi place cum au mers anul trecut, nu prea s-au dezvoltat, prin urmare, da, nici nu, pământul nu e prea grozav. Astea două, aici am avut pătrunjel, aici s-a întâmplat ceva, că ăsta am mucegăit, a stat un pic la întuneric sau și umezeală și am mucegăit, așa că îl vom scoate. Oricum ghivecele astea două, pentru că la fel vreau să le folosesc pentru altceva și aici e tot pătrunjel și vreau să le folosesc pentru altceva, că oricum pătrunjelul de anul ăsta de aici și dacă ar fi să răsară din nou,
ceea ce cred că are tendința să facă ăsta, face semințe și n-are rost să-l țin. Aici am avut busuioc anul trecut, care a fost din belșug și a fost foarte mult și foarte bun, dar voi folosi ghivecele astea pentru a pune răsaduri și busuioc punem în altceva. Pentru că da, și anul ăsta ne trebuie busuioc. Este foarte bun. Bună de dimineața, my loves! De la coffee! Mai avem două gurițe de cafea aici și este dimineață și este tare bine. E așa un frig din ăla plăcut și este un soare tare plăcut, așa, și se anunță vreme bună pe ziua de azi. Ieri mi s-a închis camera când filmam aici, când făceam la ghivece, când le curățam, dar n-am făcut prea multe pentru că la un moment dat mi s-a făcut frig. Și cred că cineva și-a băgat lăbuțele în ghiveciul meu, ia asta să vă arăt. Cred că someone, nu, e de la asta, ok. Mă gândeam că și-a băgat cineva gheruțele pe aici și-a făcut un norocel. Că se poate întâmpla și acest aspect. N-am semănat nimic ieri, pentru că am zis că dacă erau în ghiveciul ăsta erau urme de mucega, am zis să-l las la aer, pentru că știți că aerul și cu mucega eu nu se înțeleg, sau mucega eu nu suportă aerul și lumina și așa, și să-l las să-și revină. Doar am afânat puțin pământul, la fel și aici, dar oricum aici în ghivecele astea voi semăna ceva mai târziu, nu trebuie chiar acum. Ăsta încă nu n-am făcut nimic cu el, pentru că trebuie să mă decid unde îl mut și cum îl mut și ce fac cu el. Poate mai comand ca să completez, să mai fac, să fac un aranjament. Iar aici, astăzi, cred că vom pune ceva, vom semăna și vom începe să semănăm chestii pentru răsaduri. Și poate ne ocupăm și de straturile astea astăzi. Poate ne ocupăm și de zona asta, să vedem, începem să plantăm, deși se anunță în zilele viitoare, se anunță ceva posibil la poviță. Da, au mai exagerat ei, dar vedem. Morcov, pătrunjel, mărar, din astea pot să pun, adică fără nicio problemă, chiar dacă o să fie frig. Și ceapa mea are mustăți, vedeți? O vedeți pe acolo? Are mustăți, sunt tare încântată de ea și de usturoi, că mai ales de usturoi, că anul trecut n-am avut. E foarte, foarte yummy așa, e foarte plăcut să vezi că încep să iasă lucruri. Apropo de asta, în dimineața asta am intrat așa puțin pe Sweet Garden și pe Grădina Max. Sunt magazinele de la care mi-am mai luat eu în trecut și cimnirul și trandafirii și căpșunii și alte plăntuțe și mă mâncau degetele să-mi comand iar niște trandafiri și să-mi comand niște, nici nu știu cum se numesc alea, suporți, șpalieri pentru trandafiri și mă mânca să mă... Oricum o să trebuiască să mai comand niște căpșuni pentru construcția asta pe care vreau eu să o fac, că nu o să-mi ajungă, dar întâi să o termin și ăsta o să fie planul pe ziua de astăzi, după ce se mai încălzește un pic și nu mă îngheață mâinile, că acum mă îngheață mâinile, să-mi termin construcția asta, să o curăț bine, să o dau cu șmirghel și să o dau cu lac. Măcar un strat de lac, dacă îi dau, este minunat. Și după aceea vedem ce facem, să semănăm câteva chestiuțe. Este foarte super afară, deci nu știu, e foarte frumoasă vremea, deci abia aștept să se încălzească un pic mai mult, să pot să stau toată ziua afară. Și mai vedem ce mai facem pe parcursul zilei, o să vă țin la curent, dar de principiu cam ăsta e update-ul pe astăzi, că era cât pe aici să comand iarăși o serie nouă de trandafiri și o să o comand, dar nu, chiar acum mai stau un pic, mai aștept un pic.
Sunt super ciufulită. A venit de afară că nu mai pot. Mi s-a făcut frică, s-a înnorat și a început să bată vântul și e rece. Am făcut destul de multe chestii. O să vă arăt un pic mai încolo, dar acum mă duc să fac ceva de mâncare, să pregătesc un pic de mâncare și să-i dau lui Woody, care protestează că vrea și ea mâncare. Și după aceea vă duc pe afară și vă arăt ce am făcut. Scap și de pământul de sub unghii. Dar e frig. Hello, 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 ce faceți? Am venit iarăși afară, am un ceai cu mine și am venit să fac inspecția de seară. Au reînceput inspecțiile de seară, în caz că nu v-am zis niciodată, avem obiceiul de a face un tur al curții și al grădinii în fiecare zi. Asta deja de câțiva ani a început deja, de fapt de când am început să plantăm pomii și în fiecare zi aproape sau... Da, aproape, dar de câteva ori pe săptămână trecem seara pe la pomi și ne uităm la ei, în ce stadiu sunt, cum au evoluat săptămâna asta sau zilele astea de când nu i-am văzut. Astăzi au fost stropiți, li s-a dat, cred că prima stropire pe anul ăsta, au mai fost stropiți odată în toamnă și cred că încă o dată acum. Nu știu, nu cred că au mai fost stropiți din ianuarie. Nu, nu. E prima stropire pe anul ăsta și mai urmează una săptămâna asta care vine, pentru că trebuie să li se mai dea cu ceva, un ulei. Am venit să fac așa un tur al grădinii, să vedem ce se întâmplă și să vă arăt ce fac, ce am făcut eu astăzi, pentru că vă ziceam că m-am dus în casă, mi-am făcut unghiile, am mâncat și după aia m-a luat un pic somnul și n-am mai ieșit afară și oricum n-am mai făcut la suportul meu pentru căpșuni, pentru că s-a lăsat frigul, nu știu, a fost destul de frig, a fost mai frig decât anticipam astăzi, but oh well. Se la vie. Hai să vă arăt ce am făcut astăzi, să lăsăm ciuțul jos până se infuzează. Negruțul urlă, cățelul ăla de la uziți este negruțul, cățelul unul vecin de aici, din spate, care este un ciobănesc caucazian. Este o chestie, un monstru, este o chestie imensă. Mi-ar plăcea și mie unul din ăla, dar cred că ar trece prin pereți, atât ai de mare. Cum ziceam, de asta nu m-am ocupat astăzi, o să ne ocupăm zilele viitoare când o să se încălzească, să vedem că se anunță ceva friguri, nu știu, se anunță ceva perioadă rece și după ce trece perioada aia rece o să ne ocupăm și de asta, pentru că trebuie să mutăm neapărat căpșunii și să mai adoptăm niște căpșuni. Am pus aici niște pătrunjel, nu mult, cred că o să trebuiască să mai iau un plic să semăn, pentru că o parte l-am pus în strat, o să vă arăt, și o parte am semănat aici ca să am și în ghiveci. Aici am pus floricelele alea, aveam eu niște, mi-a zburat plicul, este acolo pe gazon, o să vă arăt. Aveam niște amestecuri de floricele din astea gen sălbatice, nu știu, nu sunt decorative în orice caz, le-am pus aici și fiind la fel ghivecele vor merge undeva în față, cred că pe trepte sau undeva, da, țin două, am vrut să fie simetric, undeva într-un loc unde am nevoie de ceva simetric. Aici nu s-a întâmplat nimic, aici este ceaiul meu și aici am pus pentru pentru răsădit în aceste cutii de ouă așa, de carton, am semănat aici, am semănat să fac răsad de guraleului, pentru că vreau să le iau și să le răsădesc așa, firicel cu firicel, nu să le arunc într-un loc. Și aici sunt panseluțe. Acum să vedem ce o ieși. Eu le-am pus în astea, stau foarte bine, o să le duc în casă, pentru că în casă e mai cald, evident, și nici nu au nevoie de lumină semințele ca să germineze, deci pentru o perioadă pot să stea bine, mersi. Și uite așa, vedeți că puteți să faceți și voi dacă vreți răsaduri de chestii. Hai să mergem la strat. Primul strat care este aici, așa. Sorry dacă vă zgudui. Mai devreme l-auzeam și pe Jimmy cum o răcăia. Face ca toate ligioanele din lumea asta. Aici nu s-a întâmplat decât că în zona asta am semănat niște pătrunjel, pentru că o să vreau să am, după ce scot ceapa și usturoiul ăsta, că astea vor dispărea foarte repede, o să vreau să scot astea și să pun ierburi aromatice în zona asta. Așa am semănat un rând de ridichii și un rând de, din asta, de spanac, deocamdată.
până acolo, până unde este hârtia aia pusă, până acolo am ajuns cu semănatul. Dar ce vreau să fac aici, în stratul ăsta, este ce vreau să fac în celălalt. Stați să vă duc și la celălalt. Că la celălalt am pus, pentru că v-am arătat că am primit arpagic de dimineață. Și am pus arpagicul aici, în zona asta, după care am venit cu, tot așa, cu, cred că două rânduri sau un rând de ridichi și încă un rând de morcoviori. Și i-am pus și pe ei acolo. Și după am venit cu compostul ăsta, e un fel de compost, dar încă nu este putrezica lumea, și le-am pus peste. Și m-am gândit că pentru perioada asta, când încă este incertă situația, s-ar putea să le țină de cald. Tot așa, până acolo, până unde hârtiuța este semănat, restul nu. În partea aia vor veni niște roșioare sau niște castraveți, vedem. Și o să ne dezvoltăm și pe verticală, nu doar pe orizontală, cu stratul ăsta, și o să vedem ce iese. Hopefully ceva bine. Dar o să trebuiască să am cerut și eu niște compost în asta și văd că a uitat. Mă rog, next time, nu-i problemă, ca să pun și în partea cealaltă să fac la fel. Asta oricum va putrezi în timp și pe măsură ce lud va putrezi, se va amesteca cu pământul, o să fie bine. Anyway, și ce s-a mai întâmplat astăzi este că au fost mutați trandafirii. Dacă vă aduceți aminte de anul trecut, ia să vedem ce face și ceaiul meu. Dacă vă aduceți aminte de anul trecut, vă ziceam că am niște trandafiri aici, între pomi, trandafiri de dulceață. Și vreau să-i mulțesc și vreau să-mi fac ca un fel de gard viu. Și asta s-a întâmplat astăzi, pentru că de dimineață, în timp ce îmi beam cafea, am stat, apropo de turele, că de-aia să facem inspecția zilnică a pomilor și a lucrurilor care se întâmplă. Vedeți cum iese abur din ceai? Se vede? Da, nu se vede. De-aia facem inspecția zilnică, mai ales în perioada asta de primăvară, se întâmplă foarte multe schimbări de la o zi la alta. Și, de exemplu, cu pomii, este foarte important să-i prinzi, să dai stropirile când trebuie. Că dacă depășești o anumită perioadă, nu știu, sunt câteva zile, ai o portiță de câteva zile în care poți să-i stropești, după care, dacă ai ratat momentul ăla, îi stropești degeaba. Așa. Și da, apropo de discuția de la începutul clipului, mi-aș dori din tot sufletul să nu fie nevoie să-i stropesc, dar zona asta în care stau eu este atât de prolifică pentru insecte și pentru viermi și pentru gândaci și pentru fluturi și pentru toate gângăniile care atacă pomii fructiferi, este ceva înfiorător. Deci anul trecut i-am stropit și am folosit soluții moderate, adică nu soluții ale super toxice și nu soluții care afectează structura fructelor, să zicem, sau a pomilor efectiv, știți? Și am folosit soluții de contact mai degrabă. Și cu toate astea tot am avut probleme, adică tot am avut mere înțepate de fluturi, cu un pic de viermi, gutuiile la fel, le-am oprit din stropiri pentru că aveam senzația că le-am dat prea multe stropiri și au făcut viermi gutuile și oricât aș vrea, nu se poate. Deci când nu se poate, nu se poate. Dar unde se poate, mai reducem din chimicale. Dar v-am zis, repet, soluțiile pe care le folosim, nu, eu că nu mă pricep, vă dați seama, sunt, din ce am înțeles, niște soluții mai potolite, care nu mai sunt atât de toxice cum erau pe vremuri, pentru că, cel puțin înainte de intrarea în europeană, se foloseau niște soluții super toxice, super agresive, care, într-adevăr, erau rele pentru organism. Acum sunt omologate și brevetate niște soluții care sunt ceva mai potolite. Nu poți fără ele. Efectiv, în zona asta nu poți fără ele dacă vrei să ai un pom fructifer decent. Și așa nu le dăm toate, toate stropirile pe care ar trebui. Adică, nu știu, să fac undeva în jur de 40 de stropiri pe an, noi facem vreo 10, ceva de genul, ca să înțelegeți. Maxim, nu, nici nu știu, anul trecut nici n-am făcut 10, cam așa. Dar, vă ziceam, cam între trandafiri, ia să vă arăt. Deci, ăștia sunt pomii, da? Ăștia sunt merii aici și între ei, anul trecut, dacă vedeți voi, că acum este puțin dificil de văzut, dar aveam trandafiri ăștia și sunt trandafiri din aia de dulceață, din aia clasici pe care îi găsiți la țară, dar avantajul lor este că sunt atât de parfumați, miros atât de bine, sunt atât de delicioși și vizual și ca parfum. Nu rezistă foarte mult florile, dar fac foarte multe flori și sunt foarte parfumați, încât am zis vreau mai mulți din aia. Și aveam în față, v-am zis de anul trecut că vreau să-i mut
aveam în față și i-am mutat aici. Nu eu, again, nu eu m-am ocupat de această operațiune, nu vreau să îmi atribui lucruri pe care nu le-am făcut. Dar ideea a fost a mea pentru că vroiam să fac aici un garviu și o să vedeți. Să vedem acum ce se prinde. Ce s-a întâmplat? Stați că nu pricep ce se întâmplă aici. Ăsta cred că a ieșit aici. Se pară. Nu a fost pus ăsta acum. Sau a fost pus aici? What the heck? Stați că nu știu care e treaba. Trebuie să investigăm. Așa. Și sunt, dacă îi vedeți putașii acolo, sunt puși. Și vreau să ajung să am un gărduleț așa de trandafiri din ăștia, pentru că sunt super parfumați. Neapărat când se mai încălzește vreau să îndrept și linia asta a gazonului, care arată absolut odios. Am zis că o fac de anul trecut și n-am făcut-o, nu m-am încumetat. Și este și aici și în zona asta. Au mai fost pus și pentru zona asta de aici nu au mai ajuns, dar o să mai facem rost, o să mai caut să văd dacă mai găsesc și pe aici niște, să punem și aici, că aici ar mai trebui. Dar, da, cam așa arată și abia aștept să înverzească. Și motivul pentru care ne-am apucat de dimineață, pentru că am văzut că ăstora le dăduseră deja muguri, acum au fost și tunși un pic, dar le dăduseră mugurei, începuseră să înverzească, uitați aici, se vede, începuseră să înverzească și dacă au început să dea frunza, nu mai pot să-i muți, că îi muți degeaba. Și de-aia ne-am grăbit astăzi cu aspectul ăsta. Și de-aia au fost stropiți și pomii, pentru că dacă trandafirii au început să mugurească, nu mai durează mult nici la pomi. Muguresc foarte repede, le dau mugurii foarte, foarte repede dacă se încălzește și v-am zis, trebuie stropiți, adică trebuie făcută stropirea la timp, că altfel nu mai are sens să o faci și ajută. All in all, o zi destul de productivă. Băi, ador cum se văd alea în spatele meu, nu știu mai pot. Să vedem, poate reușesc anul ăsta să vorbesc cu cineva, să le ia de acolo. All in all, foarte productivă ziua de astăzi, chiar dacă n-am realizat tot ce mi-am propus eu, dar a fost bine. Am reușit să-mi pun semințele astea, să-mi fac straturile, fac unghiile. Să-mi ziceți dacă mai e cineva în afară de mine și de pe băs care se apucă într-o zi de făcut unghiile și le termină în altă zi, că așa fac. Când am timp, așa fac. Deci astăzi mi le curăț și mâine le fac. Așa m-am apucat ieri și mi le-am curățat și astăzi le-am terminat, după ce am terminat cu pământul, ca să le și scot. În rest, nicio schimbare, dar abia aștept să vină căpșuni, abia aștept să pun căpșuni. I-am cumpărat căpșuni din ăștia și mai mele. Să văd dacă mai găsesc tot din aia. Și am cumpărat și mamei mele anul trecut și i-au plăcut și mi-a zis că e tare încântată. Chiar astăzi vorbeam cu ea și mi-a zis că e extraordinar de încântată de ei. Mă gândeam la niște trandafiri și deocamdată ce aveam eu în minte cu privire la trandafiri nu se poate concretiza, pentru că nu aveam o idee, dar nu e bună. Dar nu e nicio problemă, că mai luăm niște trandafiri, vedem.